Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit. Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material despre o legiune romană aparent dispărută. Povestea incredibilă a legiunii pierdute în China a fost descoperită în vechile texte chinezești. Testele genetice realizate pe sătenii din Lichian, în nord-vestul Chinei, arată că aceștia sunt descendenții unei legiuni romane. Aproape două treimi din ADN-ul lor este de origine caucaziană, au descoperit cu surprindere cercetătorii. Această ipoteză nu este totuși o noutate. Apărând pentru prima oară în anii 50, enunțată de Homer Dubs, care preda istoria Chinei la Oxford. Orice om care ajunge în satul Lichian, aflat în vecinătatea deșertului Gobi, este surprins de faptul că locuitorii au ochii albaștri sau verzi, nasul lung și părul blond. Arheologii intenționează să facă săpături în regiune în căutarea eventualelor vestigii romane. Testele genetice sugerează că legiunile romane s-au stabilit în zonă în secolul I înainte de Hristos, după o luptă pierdută. Se pare că această bătălie a avut loc în anul 53 înainte de Hristos, însuși comandantul armatei romane, generalul Marcus Crassus, fiind decapitat. Chiar dacă mulți și-au pierdut viața, au existat și supraviețuitori, care au ales să se stabilească în zonă. Cronicile chineze pomenesc ulterior despre niște mercenari ce trăiau în această regiune și care s-ar fi luptat cu hunii în anul 36 înainte de Hristos. Unii experți cred că explicația chinezilor cu ochi verzi ar fi că descind din armatele hunilor care au devastat Asia Centrală și în rândurile cărora erau incluși soldați de origine caucaziană. Antropologii caută în nord-vestul Chinei urme ale unei legiuni romane, transmite NewsTrack, citat de publicația online archaeologicaldaily.com. Cercetătorii urmează să execute o serie de excavații pe un segment din drumul mătăsii pentru a căuta dovezi că sute de soldați romani s-au stabilit în China în urmă cu peste 2000 de ani. Aceste studii ar urma să facă lumină și asupra unei legende care circulă în zonă, potrivit căreia aici s-au stabilit unele dintre primele contacte dintre Imperiul Roman și cel chinez. Înainte de vizita lui Marco Polo în China, în secolul XIII, singurul contact cu Imperiul Chinez despre care se știa fusese restabilit de o delegație de diplomați romani în anul 166 anno Domini. În anii 1990, arheologii chinezi au fost surprinși să descopere la Lichian, un sat izolat din regiunea Yonghang, străbătută de drumul mătăsii, ruinele unei fortificații antice similare cu structurile de apărare romane. De altfel, în această zonă izolată trăiesc oameni cu trăsături europene, ochi mari și deschiși la culoare și părul blond. O serie de teste ADN realizate în urmă cu 5 ani au confirmat faptul că populația din această parte a Chinei are într-adevăr origini caucaziene. Acest lucru i-a făcut pe cercetători să susțină că oamenii aceștia sunt descendenții trupelor conduse de generalul roman Marcus Crassus. Imperiul Roman a atins expansiunea teritorială maximă sub conducerea lui Traian în secolul II anno Domini, atunci când Imperiul Han își începuse declinul. Cei mai mulți istorici consideră că cele două puteri antice nu au avut contact direct, ci doar prin intermediul comercianților care aduceau pe drumul mătăsii mirodenii și mătase, în schimbul produselor romane, ca de exemplu cele din sticlă. Bătălia de la Care, anul 53 anno Domini.
un dezastru pentru romani. 7 regiuni, însumând numai puțin de 45 de oameni, au fost umilite și nimicite de arcașii parți. Comandantul nefericitei expediții era Marcus Licinius Crassus, tribunul în vârstă de 62 de ani, dornic de avere și glorie, deși era deja cel mai înstărit om din Roma. Dar invidia față de succesele militare ale lui Cezar și Pompei l-au împins către organizarea unei campanii proprii, ca să mai dobândească și el ceva prestigiu. Singurul lui triumf a fost în contextul răscoalei lui Spartacus, dar atunci Pompei îi cam umbrise meritele. Senatul însă își exprima reticența, mai ales că nu era o urgență atât de mare în Est. Plutarh ne povestește că un membru mai vehement, pe nume Ateius, a aprins o torță și a început să arunce cu tămâie spre flăcări, invocându-i pe zeii infernului ca să-i vină de hac lui Crassus dacă se încumetă la așa ceva. Crassus, pentru a-și întări poziția, face apel la susținerea lui Pompei și Cezar, cărora le surâdea ideea de a scăpa de un adversar. Așa că senatul cedează propunerii și permite adunarea legiunilor. Crassus pornește apoi spre Campania și Brindisi, unde mai adună legiunile chemate din Calabria. Trupele se îmbarcă și străbat marea prin furtuni necontenite, deja un semn de rău augur, căci nu toată lumea ajunge teafără la țărm. Crassus o avusese până atunci pe fortuna de partea sa, scăpând teafăr din războaiele civile, deși implicat în conspirația lui Catilina. Dar, odată cu înaintarea în vârstă, începe să facă greșeală după greșeală, lucruri despre care autorii antici nu ezită să scrie. De pildă, într-un discurs adresat soldaților, le spune că va distruge podul așa încât nimeni să nu se mai întoarcă, adăugând că era vorba despre inamic abia când vede înfricoșarea de pe chipurile oamenilor. Scapă din mâini măruntaiele pe care îi le încredințează un preot, ordonă servirea soldaților cu linte și sare, de obicei folosite la meniul funerar, iar în ziua bătăliei cu parții se îmbracă inițial cu o tunică neagră, nu cu purpură, lăsându-și soldații înlemniți de mirare. Nici nu ascultă de sfetnicii care îi spun să evite deșertul și să se miște mai degrabă pe coastă. Are încredere în arabul Arimanes, care însă dezertează cu cei 6.000 de soldați ai săi imediat după ce începe lupta. Legionarii se organizează în formația lor clasică, compactă și împrejmuită de scuturi pe toate părțile. Practic, s-au închis singuri într-o capcană fatală. Arcul compozit al parților, cu care se trăgea chiar de la incredibilă distanță de 400 de metri, a făcut măcel. Fiul lui Crassus, văzând nenorocirea, încearcă să scape împreună cu 1.000 de călăreți gali, dar nu apucă să ajungă la corăbii. Capul său ajunge pe o țepușă. Crassus însă îi încurajează pe soldați să nu cedeze și să-și păstreze onoarea, parcă recuperându-și o fărâmă din măreția de odinioară. La căderea nopții, generalul roman acceptă să negocieze cu dușmanul, dar este păcălit și ucis. Alți 20.000 de romani și-au găsit sfârșitul, iar 10.000 au fost luați prizonieri. Mai târziu, Marcus Antonius repară ceva din înfrângerea rușinoasă, iar o soluție diplomatică o găsește Augustus în anul 20 anno Domini, printr-un tratat de pace care asigura recuperarea acvilelor și stindardelor legionare. Dar când acesta solicită și repatrierea prizonierilor,
parții declară că nu mai este nimeni prin zonă. Asta pentru că le stătea în obicei să-i mute pe vestici în zonele îndepărtate din est prin Turkmenistan, cu scopul de a-și asigura spatele în fața hunilor, cei mai aprigi dușmani ai lor. Este și probabil motivul pentru care parții au luat atâția prizonieri de război. Așa susținea și Pliniu. Dar oare să fie așa? În 1955, un sinolog american pe nume Homer Dubs propune o ipoteză fascinantă care de atunci tot stârnește vâlvă. Existența unui oraș cu populație romană în China. Dubs a cercetat analele dinastiei Han, unde se povestește despre capturarea de către chinezi a unui oraș Hun numit Jiji în anul 36 anno Domini, aproape de Tashkent, în Uzbekistan. Interesant este că se pomenește despre existența unor trunchiuri de copaci fixate cu țăruși și despre o formațiune de luptă necunoscută de chinezi, în care luptătorii se adunau ca într-o cutie, baricadându-se cu scuturile pe deasupra și în lateral, semănând cu o broască țestoasă, deci faimoasa testudo legionară. Impresionați de talentul lor militar, chinezii i-au mutat pe cei rămași în viață și mai în est, într-un loc care a fost numit prin decret imperial Lijian, posibil aluzie la legiune, numele prin care chinezii se refereau la romani, în provincia Gansu. Nu era un lucru obișnuit ca o localitate să fie denumită după populația barbară. În cazul acesta, probabil că romanii câștigaseră un mare respect din partea chinezilor. Nu erau mulți legionari, ci doar 145, alcătuind o garnizoană menită să apere localnicii în fața raidurilor tibetane. Excavările arheologice identifică orașul cu Zhelaizhai, lângă Lanzhou, întrucât aici s-au descoperit fortificații pe bază de trunchiuri de copaci, în general întrebuințate de legionari. Trăsăturile fizice ale unor locuitori din Lanzhou par să susțină teoria. Un anume Sun Guorong, de pildă, avea înălțimea neobișnuită de 1,82 m, păr blond, nas acvilin și ochi albaștri, și nu este singurul caz. Printre legionarii romani se aflau cu siguranță și auxiliari germanici sau gali, europenii lăsându-și o amprentă genetică în zonă, după cum arată și studiile efectuate de Universitatea din Yanzhou, depistând că 46% din populația din Zhelaizhai are secvențe genetice similare cu cele europene. Informații mai precise se vor obține din cercetarea folosind cromozomul Y, supus unor variații minore și transmis din tată în fiu. Și totuși, ipoteza este încă una extrem de controversată, pentru că studiile de până acum folosind metoda aceasta arată totuși dominanța unui subgrup central și vest-asiatic în variația pe linie paternă. Dincolo de genetică, în aceeași localitate au fost dezgropate monede și ceramică romană, precum și un coif pe care era gravat în chineză unul dintre prizonieri. Descoperirile sunt însă oarecum problematice, pentru că se află pe drumul mătăsii de-a lungul căruia s-au găsit artefacte romane și în Vietnam sau Coreea. Regiunea Zhelaizhai are și niște caracteristici mai bizare, cum ar fi pasiunea pentru luptele cu tauri, neîmpărtășită de vecini. Autoritățile locale au profitat de urma specificității culturale de aici, ridicând un soi de pavilion cu statui de marmură cu chipuri romane pentru a atrage turiști. Vechii chinezi erau de altfel conștienți de existența unui mare imperiu în vest și chiar au trimis acolo niște delegați în frunte cu Kan Yin în anul 97 anno Domini.
Delegația a ajuns în Mesopotamia, dar din nefericire aici s-a oprit, pentru că parții au oferit indicații greșite, mințind că drumul spre Roma ar fi durat 2 ani pe mare. Parții nu aveau niciun interes ca principalii lor parteneri comerciali să intre în contact direct unul cu altul. Pe de altă parte, în 166, Marcus Aurelius trimite și el o delegație spre capitala chineză de atunci, Luoyang. Sosirea sa este atestată în cronicile dinastice, numai că orientalii nu au fost foarte receptivi față de străini, poate din cauza atmosferei de panică generalizată, căci în 184 începe răscoala turbanelor galbene, continuând cu un război civil care a pus capăt dinastiei Han, care guvernase mai bine de 4 secole. O altă poveste neștiută este cea a legiunii romane a 19-a. Cum a fost pierdută și regăsită? Un nou studiu științific a furnizat legiunilor romane o așa numită amprentă metalurgică, ceea ce le-a permis cercetătorilor să identifice legiunea 19-a, care a fost complet distrusă în bătălia din pădurea Teutoburg. Legiunea 19 a fost fondată de Augustus în 41 sau 40 înainte de Hristos și a acționat pentru prima dată în Sicilia împotriva unei revolte conduse de Sextus Pompeius, fiul lui Pompei cel Mare. Activă pe parcursul campaniilor germanice ale lui Drusus, 13-9 înainte de Hristos și Tiberius, 8-5 înainte de Hristos, legiunea 19 avea să fie în cele din urmă distrusă în bătălia din pădurea Teutoburgică din anul 9 anno Domini, ceea ce a dus la capturarea vulturului legiunii și la ștergerea numelui de legiunea 19 de pe listele armatei romane. Bătălia de la pădurea Teutoburg a fost purtată între o alianță de popoare germanice împotriva legiunilor 17, 18 și 19, a 6 cohorte auxiliare și a 3 escadroane de cavalerie. Legiunea 19 a fost fondată de Augustus în 41 sau 40 înainte de Hristos. Înfrângerea, descrisă de dezastrul Varian, este considerată în mod obișnuit ca fiind una dintre cele mai importante înfrângeri din istoria romană, punând capăt brusc expansiunii lui Augustus în teritoriile germanice. Noul studiu este un proiect de cercetare comun al oamenilor de știință de la Muzeul German de Minerit din Bochum, Muzeul de Cercetare Leibniz pentru georesurse și Muzeul Bătăliei lui Varus. Echipa a analizat compoziția oligoelementelor chimice din artefactele romane găsite la Calcrize din zilele noastre, locul bătăliei din pădurea Teutoburg, care sunt realizate în principal din metale neferoase, cum ar fi bronzul și alama. Prin aplicarea unui spectrometru de masă pentru a detecta urme mici, cercetătorii sunt capabili să determine diferența în compoziția metalelor neferoase care diferă în funcție de fiecare legiune. Fiecare legiune avea proprii fierari pentru repararea și înlocuirea armelor sau a echipamentelor. Acest lucru a conferit prelucrării metalelor lor o semnătură chimică distinctă, deoarece tehnicile erau diferite în tabăra fiecărei legiuni. În acest fel, putem aloca o amprentă metalurgică specifică legiunii pentru care cunoaștem locațiile taberelor în care au fost staționate, a declarat cercetătoarea Annika Dichmann de la Muzeul German al Mineritului din Bochum. Potrivit textului istoric, legiunea 19 a fost staționată la Dangstetten, în sudul Germaniei, cu ani înainte de evenimentele din bătălia din pădurea Teutoburg.
Constatăm că descoperirile de la Dangstetten și Carl Frise prezintă asemănări semnificative. Descoperirile care provin din situri ale căror legiuni nu au pierit în bătălie diferă semnificativ de descoperirile din Carl Frise, a adăugat Dichmann. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi și vă aștept și data viitoare. Pe curând!